precisa. A problema 8. Załączmy w diabecie. O Boże, ja chciała patrzeć na siebie, jak się wyjaśnię. Sądzę, która partia na segmentu piace. Astra încât aien supra aien ce să facă raportul 2 pe 5. Se cere să exprimăm vectorul B în funcție de BA și BC. Am început să aduc aminte de la teorie. Împărțirea unui segment într-un raport. Da? Deci dacă avem două puncte A și B și vom considera pe segmentul AB vom considera un punct M. Astfel încât ai să fie egal cu K ori MB și atenție, mă atrag atenția asupra unui aspect legat de teorie. Că dacă mă uit la acest K și mă uit la vectorii AM și MB, AM și MB trebuie să aibă aceeași orientare. Aici e vorba de un K pozitiv. Da? Deci, vectorul AM are aceeași orientare cu vectorul MB. Da? Nu luăm AM ca un K AB, ci luăm AM ca un K ori MB. Da? Și în cazul acesta, dacă AM egal cu KMB, rezultă că vectorul de poziție RM, și aici voi lua un punct oarecare O, aici este RM, ca vector de poziție, din coace o să avem RA, și din coace o să avem PRB. Deci astea sunt vectori de poziție, da? Aici avem pe IRA, aici avem pe IRB, v-am zis că toată puterea vectorului stă în acești vectori. O este un punct oarecare din plan. Nu pot să schimb pe oriunde vreau eu. Da? RM, ca vector de poziție, are și o formulă pe care o să vă rog să rețineți acum. IRA plus K ori RB supra 1 plus K. Vedeți ce se întâmplă? Eu mă duc cu AM, eu mă duc cu relația AM egal cu KMB. Deci, și de aici scot pe RA și de aici scot pe KMB. Vedeți? Dau de o parte M, care mă încurcă. Și o scot RA plus KRB supra 1 plus K, ca fiind vectorul R. Da? Formula vectorului de poziție la unui punct și împarte un segment AB într-un raport A. Exact această formulă o să aplic aici. Să luăm relația noastră. AN supra NC egal cu 2 pe 5. Deci AM supra NC egal cu 2 pe 5. Ce înseamnă asta? Înseamnă că AM ca vector egal cu 2 supra 5 ori NC ca vector. Vedeți?
Aici este punctul N, care de fapt îmi împarte mie segmentul AC, mă rog, punctul 2 plus 5. Da? Și atunci asta este K. Și zicem, înseamnă că Rn, ca vector de poziție, vine Ra plus KRC supra 1 plus K. Da? Am tradus în vector de poziție. Vrem, ok? N-ai înțeles. De ce? Am scris formula vectorului de poziție și iau pe K doi cu 5. Dar de unde îl scoți? Adică... Păi da, uite că sunt pe relația A, M egal cu K, M, B. Aici este punctul A, aici este punctul C, și aici este un punct I, care face mie proprietatea că A e, dar cu K e C. Vezi că A e egal cu K, M, C? Păi înseamnă că și K-ul meu vine pe cociși? Da? Deci A e egal cu K în C, sunt relația A e egal cu K în C, cu K e la vine pe cociși. Și am scris formula de pe unii poziții, R. Da? R egal cu R A plus K R C și până plus K. Adică R, care e toată poziție, egal cu R A plus, în loc de K, zicem, 2 pe 5, iar C, supra 1 plus 2 pe 5. Da? Aici aducem același întors, vin 7 pe 5 și înmulțim după aceea. Dar nu asta mă interesează acum, ci mă interesează cu IRM-ul ăsta. Eu trebuie să mă duc cu BIR. Aici când aplicăm forma de vector de poziție, vectorul de poziție au mare putere, v-am zis. Faptul că întotdeauna îi scot niște formule pentru orice punct ori în plan. O, ăsta este un punct ori care îmi eu când exprim vectorii era, adică o A, o B, o C, o A, o B, o I, eu pot să-l plasez pe O oriunde, în orice punct. Păi, eu plasez pe O în punctul B. Vedeți ce fac? Mă duc că mi-e trebuie B, I. Păi, în momentul în care fac pe O cu B, ori R, înseamnă O, I, devine B, I. Era, el înseamnă O, A, dar făcând pe O egal cu B, devine BA. Da? Iar ce înseamnă OC, ca vector de poziție, dar făcând pe O cu B, devine BC. Păi imese BA și BC. Ce zicem? Dacă O egal cu N, în relația de mai sus, rezultă ON, adică ON nu mai știu ON, iar N este ON, da, pentru O egal, O egal cu B, pentru O egal cu B, avem BN ca vector, da, egal BA plus 2 pe 5 BC ca vector, supra 1 plus 2 pe 5. Ce înseamnă că BN ca vector este BA, aducem la același numitor, aici cu 5, vine 5BA plus 2BC supra 5, dar 5-ul de aici se va simplifica cu 5-ul de aici, și aici vine supra 5 și iarăși supra 7 pe 5, adică eu de fapt vine supra 6. Da? Deci vine 5BA plus 2BC supra 5 și iarăși supra 7 pe 5. Da? Și am simplificat 5-ul de anumitor și mi-a ieșit formula lui BN. Asta vreau să facem noi, să calculăm pe BN în funcție de BA și BC. Bine, eu pot să mai mă joc un pic cu relația asta. Eu vine 5 pe 7 BA plus 2 pe 7 BC. Am vrut să mă duc prin formula vectorului de poziție, să reținem. Așa se formă, da? Întrebări? Da. Patru, da? Deci nu are nimic mai întrebare. Întrebare v-ați pus eu pasul cu Silvestru? Da.
자본 프로그램을 가르치겠습니다. 다음엔 잠깐만 그 없애보겠습니다. 나 나쁜 뉴스를 보세요. 어? 나쁜 뉴스를 보세요. 어떤 좋은 말이에요? 나만 끝나드리고 있어요. 어떤 뉴스를 쓰고 있어요. 그 세대에서 쓴 게, 세대에서 취업하면 아웃스, 저희 아버지 따로 쓴 게, 네. 네. 저희 아버지 과 쓴 게, 희진이 뭐, 너무 많이 뜨셨죠. Programador, isso dá um trato, isso com base real da gente ver, abre para a gente ver. E a gente tinha de ter ido, acaba de pagar com o tio dele. Sim, né? Chama com o cara de cara, não passa. Como trago de um vetorial, a falta do carro, a gente tinha de São Paulo. Cele ori o altă, nu ca, da? Dacă au și aceeași orientare, da? Deci, asta e pozitiv dacă au aceeași orientare și nu au fost negativ de lucru cu sine. Dar într-adevăr, A, B, egal cu alfa, ce zic, da? Ce scrie? A, B, voi ziceți cu alfa, da? Nu mă neapă, nu știu, alfa, ce zic. Eu mă obișnuiesc să pun un K. Deci, A, B, egal cu K, ce zic, sau A, B, egal cu alfa, ce zic. Bun, asta înseamnă că e exact asta, da? Dacă alfa e egal cu 1, ce devine? Chiar fără... Trebuie arătat relația aceasta. KB plus CD plus BM plus DM plus BM plus DM plus MA plus CE plus MA egal cu ce e. Păi ia să vedem dacă putem să folosim un pic la triunghi, nu? În combinație de vectori. Păi uitați-vă, avem un BM plus MA. BM plus MA cât o să facă? BM. Ce zicem, echivalent. Hai să trecem și pe DM dincolo. Zicem așa. AB plus CD plus BA egal cu CM minus DM, dar nu de minus DM, cum pot să zic? M plus MB. Plus MB. Păi eu, AB cu BA, cât o să fac? 0. 0. Pentru că AB plus B am întoarce la loc în A. E A, 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 vectorul 1. Deci ăștia vreau să vedem. Păi și ce vreau? Rămâne că ce vectorul CD e CM plus MD, da? CM plus MD. Da? E ceea ce este foarte greu. Acum eu vă întreb o singură chestie. Acum să fiu în plus. M-a folosit ce cumva cu deci problema nu, dar nu, n-am înțeles de ce a pus, de ce a pus să te ieși la pus. BM plus MA vine de A, AB cu BA vine 0, da? CD plus DM egal cu CM. CD plus DM. CD plus DM e CM. Da? Deci nu știu unde s-a folosit cu intrabilul ăsta. Chiar foarte bine să zic cu intrabilul ăsta. Da? Relația A egal cu alfa CD, noi o știm. Am pregătit-o. Da? Cred că s-o învățat, pentru că zicem mai jos, consideră pe craterul ABC. Și cred că ar fi fie... Nu cred. Asta cu mijloacele iese... Asta nu, să te pune pe tine, să mai faci o figură, să te mai încurci pe desene, să te asemenea pe da, în fine. Deci treaba cu trapezul chiar nu am spus.
Da? Întrebări? Nu. Nu le noti. ABCD 4 la fel. E și E. E mijlocace. Ce înseamnă că E e mijlocace? Dacă este să le schimb din vector de poziție. Că A e plus... R, ca vector de poziție. R egal cu ce? Egal cu R, A. R, A. Plus K, R, C. Nu, nu, că e de mijloc. Plus A plus R, R C. Da, asta astăzi, la fel, în vector de poziție, ce înseamnă că e în mijlocul acestui? Da, la zis, vectorul de poziție sunt foarte puternici. Ei te duc cu orice punct pe un plan și ți-o transforma segmentul OE în O A plus... Tu, practic, asta a fost ideea la virus. Se ducă să calculeze funcție de niște vectori dați, să calculeze pur și simplu problema de geometrie planul, să facă un timp de asta în geometrie. Păi mai avem așa, F mijloc BD, F mijloc BD, ajutați-mă, RF, RB, RB plus RD, RD, da, până aici am transformat relațiile în vectori de poziție. Trebuie să demonstrăm că AB plus AD, AB plus AD plus CB plus CD e de 4 ori RF, e 4 ori RF, da? Hai să scoatem tot în funcție de vector de poziție, da? Cât este AB ca vector, deci mă dăm funcție de vector de poziție. Era invers. I-a pus punctul O și m-am dus în B și în A, da? O, AB e OB minus OA. Deci așa o scoateți rapid pe AB ca diferență. Vârful minus originea, da? AB, cum? Reflațiunea. Da. Dacă aici este punctul A, aici este punctul B, ăsta e vectorul AB, dacă am luat punctul O, față de care o să am vectorii de poziție OA, care este RA, deci OA ca vector este RA, OB ca vector este RB. Avem, fie deodată putem zice AB ca vector, este vârful OB minus originea OA, care înseamnă RB minus RA, sau, mergând cu regula triunghiului, noi știm că OA plus AB ca vector face OB, nu? Adică RA ca vector plus AB face RB, nu? Și de aici am scos direct că AB. Asta e o relație care vreau să știți direct. Iar B minus era. Iar ca să scoateți direct relația aceasta, voi puteți pur și simplu să vă puneți punctul O jos aici, nu? Și am zis direct, vârful minus B. Da? Și am zis, în loc de A, B, ca vector, ziceți. Era să minus era. Iar B minus era ca vector de poziție. Plus R, B. Plus R, B. Minus era. Minus R, A. Plus RB minus RC. Plus RC. Așa. Plus minus RD. Plus ce? RD minus RC. Desimul ăsta. Am spus desimul. Egal cu 4 pe lângă. Iar F. Minus R. Minus R. Da? Păi ce să îți fac paranteză, vreau să le duc terminația. Deci ce avem? 2RB, nu? 2RB. 2RB.
Minus 2 era. Minus 2 era. Plus 2 era. Verde. Plus 2 era verde. Minus 2 era cine. Minus 2 era cine. 4 per R. Minus R. Minus R. Deci pot să împart totul la 2, nu? Și vine pe RB ca vector minus RA ca vector plus RD ca vector minus RC ca vector 2 RR ca vector minus 2 RK ca vector, nu? Păi ia uitați-vă de sus de aici. Ia să scoatem pe R și pe RR, da? La relațiile 1 și 2. Păi, poate... Păi, cum fac 2R? RA plus RC plus minus RB minus RB. Da. E exact relația la... Dacă scade de relația 2 minus 1, obțin relația 2 minus 1. Deci, dar... 1, 2, relația 2 minus relația 1, rezultă că RF minus RE egal, și în loc de RF zicem așa RA nu, RF RD plus RD pe 2 minus RA deci pe 2? Dar nu e RF, nu e pe 2? Pe da, da, RF 2, 2 e da, am 2 după data zis RF minus RF, da? Minus RA plus RC. Oricum, cred că ați văzut cum ați văzut. Și de aici rezultă că 2RF minus 2RF 2RF minus 2RF face RB minus RA, nu? Plus RD minus RC. Da? Înțeleg? Da? Toate chestia este să fie să spunem de pe decoreție în liniște, da? Și pe urmă o să transform o relație în pe decoreție. Discapul de pe care vă duce orice problemă de acelor de genetrie de termen. Asta a fost și el. Ara. Nu pot nici la care mergi. Cum? Nu pot nici la care mergi. Băi, chiar vorbim de cultura arabă. Domnule. Una de cea mai cultură. Da. Problema asta. Deci, aveți ceva să întrebați acum? Nu. Până acum, câte desene am făcut? Am făcut ca și tot acum desene. Restul, după cum vedeți, nici n-am nevoie de desene. Aproape că este... Se consideră un drum chiar deci. Hai, hai să facem că de cercă de desene. Avem trei lungi la bece. Dacă nu zicea cuvântul de senat, scrie cu ce. Da, nici... A, da, a, ok. Trebuie să luăm așa. Să luăm un punct... Mai întâi să considerăm un punct M, astfel încât MB să ne iasă, ca vector, să ne iasă 1 pe 2 din BC. A? Pe unde luăm? Pe B, ca să ne iasă MB ca vector, la mijlocul BC? Da. Ia să vedem. Deci... Dacă eu le-am la mijlocul, dar de ce MB? MB ca orientare trebuie să-ți iasă o jumătate din BC. Dacă într-adevăr, hai să luăm o jumătate din BC. Dacă aș lua o jumătate din BC și mă gândesc la orientarea BC de la B către C, da? Jumătate din BC ar fi fie vectorul acesta, BP, fie vectorul PC. Da?
Dar eu am nevoie de un vector IMB. Păi dacă ăsta ar fi, da? Dacă ăsta ar fi un punct B, 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 să zicem, de bată, nu știu, păi eu trebuie să mă duc să-l transform într-un IMB. Trebuie să mă duc să mă duc, se pun vârful în B, da? De B-ul cunosc. Atunci pe BT, îl iau, îl transplatez la stânga și iată punctul M. Punctul M, de fapt, este aici. Da? Aici este punctul M. Ca vectorul MB să vă iasă egal cu BT, să vă iasă egal cu TC și, bineînțeles, jumătate din BC. Da? Deci aici este punctul M. Punctul M. Acum trebuie să desenez vectorul MC ca fiind minus 2 ori CA. Dacă dau pe o parte minus 2 ori alta, minus o barnă în vector, minus CA, ce înseamnă ca vector? Deci avem așa, MC să facă minus 2 CA. Bag minus 1 în vector și fac opusul, da? Minus CA e AC, da? Da. Și în loc să zic minus 2 CA, mă gândesc la greabă la 2 AC, da? Da. 2 AC vine de la A către C de 2 ori. Deci el ar așa ajunge. Ăsta e 2 AC, da? Aici ar fi vectorul 2 AC, un fel de AC 2 AC, da? Acum trebuie să-l plasez pe IM. Astfel încât să-mi iasă CM de două ori. Păi ca să-mi iasă CM de două ori, pur și simplu eu trebuie să-mi iau pe vectorul AT2 și să-l translatez ca să-i duc originea în C. Și mă mai duc cu încă un vector, un punct, ca să iasă T2 în mijloc. Și atunci CM, aici este CM. Da? Nu mai am loc total, era un pic mai jos. CM vine, vine minus 2 CA sau de 2 ori AC. Așa trebuie să gândesc pe CM. Da? CN egal cu minus 2CA înseamnă CN egal cu de 2 ori AC, înseamnă că CN are un fel de AT2. Da? T2, m-am gândit că ar fi AT2, l-am construit ușor pe AT2 și l-am translatat, l-am mutat cu originea C. Și acum AP de 2 ori AB. O facem pe de 2 ori AB, nu? AB și de 2 ori cu aceeași orientare trebuie să prelungim pe de aici ar veni T3, să zicem. Și acum ia să ne uităm la vectorul care era. AP. A, deci are aceeași origine. AP. Deci înseamnă că aici este și punctul T. Da? AP de 2 ori AB. Și iată cum arată desenul. Da. Înțeleg? Da, vreau să înțeles? Da. Nu am făcut. Poate l-am făcut. Vreau să da? Da, a fost mai clar, nu? Da, acolo de la început. Deci, prima dată, ce avea desenul? Noi trebuie să construim niște vectori de poziții de aici. Prima dată, ce se zicea? Vectorul MB să fie o doime din vectorul BC. Yeah. Da? Deci eu trebuie să le iau pe MB o doime din BC. Unul orientarul BC, originea în B cu vârful C, yeah, i-am făcut jumătate. Jumătate înseamnă ori vectorul BT1, ori vectorul T1C. Trebuie să păstrez orientarul BC. Deci ar veni vectorul BT1 sau T1C. Problema este că eu trebuie să mă duc cu vârful în B. Iau vectorul BT1, da, și mă duc ca să pun cu vârful B.
Da? Că eu am nevoie de orientarea de la M la B. Și atunci M, B. Ăsta vectorul M, B. E tot una cu vectorul BT1. E tot una cu vectorul T1C. Care fiecare dintre ele și mă toate prin vechi. Și acum e plan asta? Da. Bun, deci unul la numai. Acum să facem următorul vector. El ce? Ca fiind minus 2 CA. Deci e în C ca fiind minus 2 CA. Păi mă încurc în primul rând minus 2, hai să mai rapidăm relația asta. Și ca îl bag pe minus în vector, eu zicem 2, iar minus CA ca vector este inversul ultimului, este 2 AC. Și acum vă gândesc, AC, originea la orientarea în C, AC este vectorul de aici. Ăsta e vectorul AC. Dar trebuie să-l dublez. Și mă duc 2AC, mă duc până în el, până în T2. Până în T2 mă duc. Da? Deci AC este egal cu CT2. Însă, eu acum trebuie să-l fac pe... Păi, în ce? Stai, am ieșit aici. Eu l-am făcut pe ce e, nu l-am făcut pe ce. Da, că asta e un pic greșit. Ia să vedem pe MC. MC trebuie să plec cu originea din el, să ajung cu vârful în C, iar el ce ca vector, bineînțeles că trebuie să fie cât AT2. Pe ca să-mi iasă e în ce cât AT2, eu ar trebui pe undeva să plec cam de sus de pe aici. Să mai fac un segment egal cu AC și cu CT2. Îmi trebuie al treilea segment. Ăsta fie. Și atunci, el ce? E vectorul de aici. Ăsta e vectorul NC. Vectorul NC vine cât vectorul AT2. Da? Are aceeași orientare, vedeți? Și același sens. Iar NC care vine cât AT2, va veni de două ori aici. Da? Și de aici se vede că NC e de două ori aici. Acum e fac? Da, el nu este sus. E bun, e acolo pe un altă sută. Și AP, de două ori AB. Am AP AB, da. L-am făcut de două ori, da. Și l-am simt AP. Da? E clar acum? Da. Problema 5. Se considerăm punctele A de coordonate minus 1 cu 3. Dacă am punctul A de coordonate minus 1 cu 3, cum va fi vectorul poziției A? Minus 1 I. Așa, era minus 1 I plus 3 J. Exprimat de raport cu reperul de versoni I și J, da? Reper cartezianul I și J, reper exprimat cu versoni I și J. Ce avem? Avem punctul B de coordonate, aici minus 1 i era, bineînțeles, nu o să mai scriem de acum. Minus 1 i, zicem 3, minus i plus 3 și da. Avem punctul B de coordonate 0, 5. Cât este iar B? 0, minus 5. 0 plus 5, 0 i plus 5 j, da? 0 înseamnă 0 și atunci avem direct 5 j. Da? Asta este RB-ul.
Și punctul C e coordonat în 4,8. Am și transformat echivalent cu RC 4X plus 8C. 4I plus 8C. Iată cum transformăm dintr-un punct într-un vector de coordonate 4,8. Da. Ce zice prima problemă? Să determinăm coordonatele de poziție ale mijloacelor segmentelor AB, AC, DC. Zice, da, primul punct. La B nu este coordonate 0 și minus 5. Ba, da. Da, e 0.5. Și atunci, dacă vine minus 5. Da, e 0 cu minus 5. Minus 1 cu 3. Bun. Hai să trecem la primul mijloc. Păi dacă zicem, e mijloc segment AB, da? M mijloc segment AB, ziceți voi mai departe, echivalent cu cine? Echivalent cu RM. RM. Egal cu RA. RA. Plus RB. Plus RB. Cu 2. Așa. Și ați înlocuit RA și RB. Și noi sunt 4. Echivalent cu RM. Ca vector. Era, adică minus, minus I plus 3J minus 5J minus 5J adică minus 2 totul pe 2 echivalent cu RM egal cu minus I minus 1 pe 2 I ca să și trecem în față vine minus 2J pe 2 minus J, da? Și asta este. E, bineînțeles, putem zice echivalent mai departe cu vectorul de poziție RM de coordonate minus 1 pe 2 cu minus 1. Da? Ca să scriem și coordonatele vectorului în funcție de ieșire. Patru. Ia în mijloc de AC. Mijloc AC. Rezultă că echivalent cu RN, da, egal cu RA plus RC cu 2. Echivalent cu RN egal cu minus I minus I plus 3J plus 3J plus 4I plus 4I plus 8J plus 4 i, plus 8 și 2. Plus 4 i, plus 8 și 2. Totul de 2. Echivalent. Așa. Rn egal cu 3 i. Trecem și în coordonate. 3 pe 2 i. 3 pe 2 i. Plus 12 pe 2, 6 i. Bine, plus 11. Plus 11 pe 2. J, da? Echivalent cu RN de coordonate. 3 pe 2. 3 pe 2 și 11 pe 2. Și 11 pe 2. Da? Și RN, RN și bineînțeles RP. Am văzut-o și mitic. Că pot să iau asta de aici așa. Și să dau A pe aici. Și nu știu de aici. Am pus cu muză așa. Da? Și nu știu. Hai să vedem. Avem punctul P. P, mijloc. P, mijloc de... De ce? De ce? Echivalent cu RP. RP. Egal cu RB plus RC pe 2. Echivalent cu RP. Egal cu minus 5J. Minus 5J. Plus 4I. Plus 8J pe 2. Echivalent cu FM egal cu 4i, 4 pe 2i, 2i, plus
3-2. 3-2. Și oare 3 ar fi? Iubă donat 2 și 3. Bun, și-am terminat și cu punctul B. Nu, cu punctul A. Deci ăsta a fost punctul A. La punctul B se cere coordonata centrului de greutate a triunghiului ABC. Avem formulă. Zicem așa. G, centru de greutate. Avem formulă și pentru centrul de greutate și pentru centrul cercului înscris. Eu vă dau și formula pentru cercului centrul înscris. G, centrul de greutate în triunghiul ABC, dacă și numai dacă, iar G este RA plus RB plus RC totul pe 3. Asta e formula centrului de greutate. Da? Iar în afară de formula centrului de greutate, vă dau formula centrului înscris. Avem o problemă? Nu. Dar să o ținem minte. I centrul cercului înscris. Dacă și numai dacă, RI este A mic latura ori RA plus B mic latura ori RB plus C mic latura ori RC supra A plus B plus. Deci iată două formule. Le aveți în manual, da? A plus B plus C supra A plus B plus C. Iar mai e și găsit în forma A supra A plus B plus C ori A plus B supra B. Așa. Și în felul ăsta aveți o formulă foarte puternică să arătați că I este centrul cercului înscris. Ei, și de fapt, din celelalte două puncte, că s-a zis, bun, îl știm pe G, îl știm pe RG, îl știm pe RI. Mai avem încă două puncte importante. O, centrul cercului circumscris și H, centrul ortul centrină. Ei, aici a fost problema, se vedeți pe rezolvator. În sensul că nu avem o formulă, aici avem și formulă pentru R, O și R, H, dar ele sunt cumplite. În schimb, avem o formulă pentru OH. OH este R plus R, este OA plus OB plus OC. Și asta e formula o să zic. OH și OA plus OC. OA plus OB plus OC. Dar o să dăm formula asta când ajungem la problemă. Deci asta a fost problema, de fapt. Vedeți, se pleacă cu vectori de poziție pentru triunghi. RA, RB, RC. Și din vectori ăștia de poziție, pur și simplu avem formulă pentru mijloc. Pur și simplu se dă o formulă algebrică pentru caracterizarea centrului de greutate. Formulă algebrică pentru caracterizarea centrului cercului înscris. Pentru RA și RH ele sunt mai greuțe. Formulele, dar în schimb avem o frumoasă formulă pentru OH. OH e OA plus OB plus OC. Și asta este scris. Unde O e centrul cercului circumscris și O și OC. Bun. La punctul 1. Așa, la punctul B. Păi știm RG și ca tot o formulă. Acum RG, da? Zicem, punctul B. RG, centrul vectorul de poziție a centrului de greutate. Nu. Ducem frumos așa. G, centru de greutate. Centru de greutate. Triunghiul ABC. Echivalent cu RG egal cu RA plus RB plus RC. Totul pe 3. Și calculăm pe RG. În ochi, RA e pe 3. RG egal cu RA minus I plus 3G plus RB minus 5G plus 4I plus 8G. Așa, plus 4I plus 8G totul supra 3. Și
și zicem echivalent de RG. Era, hai minus nu, 2i, calculăm, minus i, minus 2i. 4i, nu, no, e 3i, no, minus plus 4i, 3i, 3i cu 3, e i. Vine 3i pe 3, da, adică... E minus i, minus i, 5i, are 5 ori. Și acum, 3j cu minus 5j, vine minus 2j, plus 8j, 6j, 3j, 2j. Adică RG are coordonatele 1 cu 2. Da? Și asta este punctul de. Să mai vedem dacă nu se figură. Cere să aflăm coordonata punctului D. Foarte interesantă coordonata, pentru că vedem o teoremă de caracterizare de paralogram. Nu știu dacă am dat-o. Deci, trebuie ca ABCD să fie paralogram. ABCD paralogram. Păi, haideți foarte rapid să explicăm teorema de caracterizare a paralogramului și o să vă spun puțin. Păi dacă aveți un paralogram, și am văzut și diagonalele, da? Deci știm că diagonalele se înjumătățesc. Aici este punctul O. Aici avem A, B, C, D. Păi dacă O e în mijloc AC, atenție! Ce înseamnă că O e în mijloc AC? Că O e la asta odată, dacă vector de poziție. Că O A. Ero egal cu era plus RC plus RC 2. Ce înseamnă că O e mijloc BD? Că RO înseamnă tot cu RO egal cu RB plus RC 2. RD. Acolo scrie BC. BD. Și din 92 înseamnă că era plus RC2 egal cu RB plus RD. Foarte bine. Și renunțăm la numitor. Adică era plus RC egal cu RB plus RD. Și asta e teorema de caracterizare a unui paralogram. Deci ABCD e paralogram, dacă și numai dacă era plus RC egal cu RB plus RD. Să ținem minte această formulă care caracterizează paralogram. Păi de ce trebuie să calculez? Eu trebuie să calculez un punct, vector de poziție la unui punct D, ca în BCD să ne iasă paralogram. Îmi scot pe RD. Deci, dacă era plus RC egal cu RB plus RD este echivalent și egal de RD egal cu 5 egal cu RA plus RC minus RB. Da? Și am zis RD și am spus pe RD. RD egal cu minus I plus AJ. Ăsta este era, plus RB, 4i, minus 5. Da, aici, nu, ai plus, ai era plus RC. A, plus RC. Da. Plus 4i, plus 4i. Așa, plus 4i.
Plus 8 euro. Plus 8 euro. Minus 5. Minus 5. Plus, da. Da? Hai că vine plus 5. Și zicem, R de... Egal, minus I plus 4I vine 3I. 3J cu 8J, 11J plus 5J, 16J. Da? Adică R de... Are coordonatele 3 cu 6. Să se pune. Deci așa arată. Coordonatele punctului A, nu, zice coordonatele punctului C, D. Zicem rezultatul D, de coordonate 3 cu 6. Am zis, am presupus coordonatele de poziții, nu? Deci avem coordonatele, care scrie sau? Și dincolo la centru de greutate, tot așa, nu e aici, și ce e aici. Problema 6. Da. Vrei să mă întreb ceva? Nu, vă scriu. Bine, da. Dar spunea că să scriu măcar... Am văzut pe punctul. Am nevoie să scriu. Trebuie să nu știu. Am terminat de scris acum, dar... Dar de ce ai văzut? Dar să nu știu că ai să scriu. Așa. Deci problema așa. Se consideră vectorii A, 4i plus i plus 1 j. Și B, care este egal cu I minus 1, I, plus 6, J. Să aflăm I, pentru care vectorii A și B pornire. Deci, ziceți-mă. Luăm 4I supra... Nu, fără I. A, 4 supra I minus 1. Așa, A, B. Coliniar, am mai dat relația aceasta, coliniar, echivalent cu raport 4 supra n minus 1 și n plus 1 supra 6 și am aflat pe el. N minus 1 pe 1, n plus 1, egal cu 24, aplicăm formulă. I pătrat minus 1 egal cu 24, I pătrat egal cu 25, adică e nu egal cu 5, egal cu plus minus 5, vom voi e minus M de egal cu 2, da? Și asta e alte condiții în bună semnă, zice M aparte să-mi verifică. Bun, și asta a fost problema 6. Problema 7. La fel. A egal cu I plus 3J. I plus 3J. Pur și simplu de calcul. B este I plus 2J. Și C este I minus 3. Minus I minus 3J. Trebuie să calculăm. 2A plus 3B minus 5C, da? 2A plus 3B minus 5C egal cu 2I plus 6J plus 3I plus 6J plus 5I plus 15J și vine 2, 3, 5, 10I 6, 6, 12, 15, 27, 27, 15. Și mai avem de calculat minus 5A plus 3B minus 2C. Adică minus 5A însemnând minus 5I minus 15J. Plus 3 plus 6 și
Плюс 2 и плюс 6. Плюс 2 и плюс 6. Минус 5 плюс 3. Минус 2 плюс 2 и 0 и. То есть 5 над минус 5 плюс 0. Минус 5 плюс 6 и минус 0. Плюс 6 и минус 3. Проблема 7. Asta a fost 7, da? Bun. Tot așa de desenat. 3 plus, da? A, dar începe să repet. Nu... Da, nu avem mai bine. Este exact... E ca un singur vector? Bun? 10. Așa, hai să facem pe 10. Să ne jucăm un pic chiar cu aia. Plus 10. Nu, astea 9, 10, 8 se repetă. Aia plus 10, plus M. Plus CA, plus DB, plus MB. Plus CA. Plus DB. Plus MB. Aș da să mă voi. I am cu MN. I am, da? Deci ăștia doi vine I am. I am cu cine combinăm? Cu MB, nu? Da. I am cu MB. AB. AB cu DB. AB cu BC. BC. AB cu BC acum. Păi, AC. A, nu. AB cu BC, dar e AC. AC cu CA. AC cu CA. A? 0. A, adică 0. Vector nu. Te mai avem ceva? Plus DB. Mai avem un DB, nu? E cât DB? E DB. Astăzi ca un singur DB. Hai să trecem la un știu, că asta pare de interesant. Aici am înțeles că, așa, după la prima citire a textului, avem oricum, o să scriu în dreapta Silvestre. O, centrul. Cer, corect. Ce cum scris? H, portul centru. OH ca vector este OA plus OB plus OC. Teorema. Doi singuri. Și acum să începem. Avem triunghiul adiacent. Dar v-am zis, nu fac o și fac, fac un fiu celălalt. Ce înseamnă că AM supra AMB, M e pe AB, AM supra AMB egal cu 1 pe 3, îl iau AM supra MB, da? Deci dacă am AM supra MB, înseamnă că în fața AB sunt toate forțe egale. Și aici vine AM cu AM supra MB egal cu 1 pe 3. Sau mai bine zis, dacă AM supra MB egal cu 1 pe 3, AM egal cu o treime din MB, da? Deci iată prima relație. AM supra MB egal cu 1 pe 3. Pot să mă duc la vector. Înseamnă că vectorul AM egal cu 1 pe 3 din MB. Și mai departe, dacă AM egal cu 1 pe 3 din MB, ia dați-mi AM egal cu... Ziceți-mi, RM egal cu... R... Formula, era... Era... Plus K... RB... RB...
Spre un cruscaf. Un cruscaf, unde K este, bineînțeles, 1/3, asta e K. Echivalent cu RA. Deci am și spus formula de prepoziție. RA plus 1/3 RB supra 1 plus 1/3. Adică 4/3. Și acum când calculăm, echivalent cu RA, aducem același numitor aici, 3, 3 RA plus RB. 3 RA plus 3. Nu plus 1 RB. RB. Supra 3. Supra 3, care au 4/3 și se duce și rămâne 4. Se duce 3 și rămâne 4. Ăsta e RB, da? BN supra NC vine tot 1/3. Adică le iau pe BCL în 4/4. N este BN supra NC vine 1/3, adică BN are o 3, o 4 și 6, 3, o și la fel. Deci, zicem, BN supra NC. Ziceți pe ce mi-am luat? Nu? Analog. Da, analog, analog, dar hai să scriu. Ca să nu știu, echivalent cu BN la vector. E doar cu 1/3 NC. Echivalent cu, ce zice? RN. RN. Egal cu RA. R. RA. Cât? A. Nu? Păi eu sunt cu punctul B. A, B. RB. RB. Plus KRC. KRC. Și supra 1 plus A. Echivalent cu RN. Dați-mi direct formula. RN. Egal cu 3RB. 3RB. Plus RC. Plus RC. Cu 4. Da. Și probabil că punctul T e fix la fel. Aia, poate, să zic analog. Analog. Dictați-mi RP. Analog RB. RP. RP. Egal cu RA. Da. Stai. Păi vine mai apropiat. RC. 3RC. 3RC plus RA. Plus RA. 4. Până aici avem întrebări. Și atunci nu am înțeles? Da. Bun. Am făcut video-ul ăla, deci nu am trebuie să demonstrăm că OM plus OM plus OP face OH. Păi, de fapt, știți ce o să demonstrez? O să demonstrez că RM, dacă e sau nu RM plus RM plus RP, astea trei relații adunate, o să ne dea ceva foarte frumos. În sensul că, ia să facem bine, iau cu serie, iau cu serie. Ca vectori. Area plus area plus RP egal. Uitați-vă. O să pun un monitor mare 4. Și am zis, hai, dați-mi 3RB plus RB plus RB plus 3RB plus 3RB plus RC plus RC 3RC plus RA plus RA plus RA și înseamnă că RM plus RN plus RP vine 4 RA plus 4 RB plus 4 RC pe 4 și vine RA plus RB plus RC. Da. Adică ce vreau să zică? Că dacă, n-am să mai notez tot cu O, că O l-am la ce început. Dacă iau un punct P, dacă iau un punct T, care din bani, și mă exprim față de punctul T cu vectorii RM, RM și RP, suma acestor trei vectori de poziție este egal cu suma vectorilor de poziție RA. Aici RA. RC și RB. Iar T-ul este oricare combinatoare.
Asta e foarte important. Asta e vectorul de poziție. Te prind o corelație pentru orice punct. Îl mă duc pe T, unde? Exact în punctul O, care este cercul circumscris. Facem T egal cu O în relația aia și transformăm în relație în vector. Da? Deci, am zis, dacă T egal cu O, iar eu ce devine? Iar eu înseamnă de fapt O. OM ca vector. Rezultă. OM ca vector. Plus TM. OM ca vector. Plus OM. Plus OP ca vector. Final cu O. Final cu OA. Plus OB. Plus OB. Plus OB. Plus OB. Păi și asta cu fost Silvestre, OA plus OB nu face ce este. Nu cum face. Păi și am mai multe întrebări. OM plus, asta trebuie să-l tână punctual. Cu OM plus OM plus OP. Da. Faci o faci. Și am terminat punctual, da? Să vedem punctul B. Ce zice la punctul B? Zice că dacă iau centrul de greutate între unghiul ABC, G-ul care e centrul de greutate, dintre unghiul ABC, este tot un loc cu centrul de greutate dintre unghiul MNP. Deci unghiul MNP, dacă luăm aici, centrul de greutate într-unul devine centrul de greutate și în celălalt. Adică ce trebuie să vedem asta? Ce înseamnă că G e centrul de greutate în formă de așa? RC egal cu R a plus RB plus RC tot supra trec. Foarte bine. Păi R a plus RB plus RC ce mai mai demonstrat cu chestia? Că e tot un alt cu RM? Cu RM plus RB. Așa, hai să zic. Da? Uitați-vă. Ia uite ce frumoasă relație am scos în lucrurile de chestie. Da? Asta e relația. Ce zicem? Pentru punctul B. G, centru de greutate. Triunghi ABC. Echivalent cu cine? RG. Uitați, RG. Egal cu era. Egal cu era. Plus RB. Așa. Plus RC. Plus RC. Ok. Echivalent. Și înlocuim. Tocmai înlocuim cu relația cealaltă. Era plus RG. RG. Plus RC. RG. Egal cu RM. RM. Plus RN. RN. Plus RP. Plus RP. Ok. Pe 3. Păi și asta ce înseamnă? Înseamnă că G este centrul de greutate în triunghiul tare. În triunghiul tare. Da. Până acum? Întrebări? Nu este o geometrie asta. Nu chiar și despre de conștiință. Lucrurile are să... A, și ultima problemă, problema 12. Avem paralelogramul ABCD. Dați-mi repede, desfășurați-mi. Ce se numește paralelogram? Echivalent cu RG. Era. Era. Plus RC. Așa. Dacă RB plus RD. Foarte bine. Am desfășurat prin paralelogram. Ce mai are mai departe? Băi, nu știu să faceți problema. Ați văzut, are ce de paralelogram? Te-a spus tu eu, că exact. Ce ne mai zice aici? M e mijloc BC, da? I-am zis. M, mijloc BC. Rezultă că... Am zis, nu știți să faceți cu oameni. Lăsați la fiecare relație în partea și mă spun și la și tot. RM. RM. Egal cu RB. RB. RC. Așa. 2. 4. Ce mai avem acolo? Că e mijloc ce de? E. Mijloc. C.
Şimdi. Kısmı toplu. İkibaren. İkibaren. RM. Aşağı. RM. RM mi? Amnesi. EDAP RC. RC. Plus RD. RD. D. İşte mesela tanımlayın. Kırdakı ya o centro paralogramı değil. Nasıl diyeceğim? O centro paralogramı. Şey sanmaz. K, ero, ero, este ori era plus RC pe 2, nu? Plus RC. Sau RB plus RD RC. Pentru că e mijloc să-i părinte de asta, da? O e centru paralogram, da? Da? E și mijlocul diagonalei RC și mijlocul diagonalei RC. Practic, așa am dezvoltat demonstrația de la ABC de paralogram. Noi trebuie să arătăm că punctul O e centru de greutate într-un unghiul AMN, da? Hai să vreau să arătăm. O, centru greutate de greutate în unghiul AMN echivalent RO, ziceți, egal cu cine? RA RO egal cu RA plus RNC plus RN supra 3 echivalent. Toate chestia este să scriem pe RO în funcție de să mă duc într-un RA și RC. Uite, deja am RA, da? Da. Hai să scot pe RM și pe RM numai în RA și RC. Eu trebuie să obțin o relație de caracterizare cu RA și RC. Îl păstrăm pe RA când trebuie. Plus, în loc de RM scriem relația. RB plus RC plus RC pe 2. Da? Plus. Și în loc de RN scriem și acolo relația. RC plus RD plus RD pe 2. Bun. RA îmi trebuie, RC îmi trebuie, RB și RD nu trebuie, dar aici ar trebui și totul proiect. Da? Arătați-vă aici. Hai să îl am pe RB, o vedeți? Îl am pe RB aici. Și am pe RD aici. Iar RB plus RD RB plus RD e AC plus RC. Era plus RC, da? Și înlocuit. Echivalent cu RO. Egal cu RA plus. RA plus 2RC. 2RC. Plus încă un RA plus RC. Care vine de la RB plus RD. Tot după 2. Și tot după 3, da? Da, deci bine. Cum? Era, era, era. Da. Am 2 RCO de aici. Iar RB plus RD face alt era plus RC. Care l-am dus eu acolo. Deci am adunat RC cu RC și am făcut 2 RC. Iar RB plus RD mai vine cu un era plus RC. Da. Tot după 2, că am unit pe numitor aici. Da. Echivalent cu RO. Egal, hai să ducem și aici la același numitor. Vine 3 RA plus 3 RC, așa, 3 RA plus 3 RC, totul pe 6, eu am scos 3 factori cu un simplificat și am obținut o identitate. Adică RO face RA plus RC, totul pe 6. Ceea ce este adevărat și dacă relația este adevărată, înseamnă că eu, având relația mea în equivalență, înseamnă că o e ce mai degrabă.